Cum de Facem drumul? o prezență pentru a vedea și dacă suntem văzuți, auziți. A Irinei. Nu este deocamdată. Calenciuc. Prezentă. Doroșcan. Prezent. Jecalo. Prezent. Prezent în sală. Lucian. Domnul Lucian, deocamdată nu este. Martinescu. Prezent. Mitrofan. Prezent. Nanu. Prezent. Domnul Lucian. Ne auziți, domnul Lucian? Prezent, prezent. Da, da, vă auzim. Să trăiți. Bună ziua, Nichiforiuc. Prezentă. Nicolau. Bună dimineața, prezent. Bună dimineața. Olărean. Prezent. Bună dimineața. Bună dimineața. Onica. Nu este. Preda, domnul președinte, prezent în sală. Simota. Prezent. Tătar. Absent deocamdată. Tibeică. Prezent. Tiron. Domnul Tiron era. Ne auziți? Onica. Se conectează acum. Onica. Bună dimineața. Prezent. Da. Domnul Tiron, ne auziți? A fost conectat adineauri. Țarevici, domnul viceprimar, prezent în sală. Vasilovski. Prezent. Domnul Tiron, ne auziți? Domnul Tiron este conectat, dar nu ne aude în momentul de față. O să vedem ce se întâmplă. Deci absent sunt la data de... Domnul Tiron a scris pe grup, a zis că este restricționat intrarea. Nu pot să conecteze. Nu, figurează conectat. Se deconecteze și se reîncearce. Reiau pentru cei absenți. A Irinei Tătar. Domnul președinte, două absențe. Domnul Tiron apare conectat. Nu putem comunica deocamdată. Vedem de ce se întâmplă. Trebuie să-i dați aprobare, domnul Tiron, acolo de la Zoom. Apare conectat. Nu este cu aprobare. Nu este cu aprobare. S-a scos restricționarea respectivă. Dacă apare lui, înseamnă că încă există. Nu cred că... La noi apare conectat. De asta ar trebui să se deconecteze, să se reconecteze. Până se reconectează domnul Werner Tiron... La înainte de începerea ședinței, am să vă rog să se intoneze imnul. Domnul Tiron, ne auziți? Da, 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 vă aud acum. Aveam accesul restricționat, nu era de la mine. Probabil o eroare tehnică.
avem în conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind codul administrativ și a dispoziției primarului numărul 700 din 18/11/2021, ați fost invitați la ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Rădăuți, care are loc astăzi, 24/11/2021, ora 10, ședința ce se desfășoară prin mijloace electronice prin intermediul unei platforme online de videoconferință. Pentru început, voi da citire proiectului ordinii de zi. Avem și o suplimentare pe care va trebui să o votăm ulterior. Sau pentru a fi eficienți, bănesc că toți consilierii au citit ordinea de zi, cred că am putea să trecem peste și să votăm direct, văd că și consilierii sunt de acord. Trecem peste, votăm suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Scuze, la mine. Împotrivă. Abțineri. În unanimitate de voturi, proiectul ordinii de zi și cu suplimentarea ordinii de zi a fost aprobat. Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Domnul primar vrea să ia cuvântul. Retragă cu rugămintea să fiți de acord punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul primar. Domnul Jecalo, vrea să ia cuvântul? Da, la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului nu voi participa nici la discuții, nici la vot. Mulțumesc. De asemenea, nici eu nu voi participa la punctul numărul 4, domnul președinte, nici la discuții, nici la vot. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Nicolau. Alte discuții? Dacă nu mai sunt discuții, trecem nici la... Nici eu nu voi participa. Îmi cer scuze, nu v-am văzut, ok. Alte discuții? Dacă nu mai sunt discuții, trecem la vot cu proiectul ordinii de zi cu suplimentarea aprobată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul ordinii de zi cu suplimentare aferentă și proiectul numărul 5 retras a fost aprobat. Trecem la proiectele de pe ordinea de zi. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29/10/2021. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi. Proiectul numărul 1 a fost aprobat. Proiectul 2. Supunere spre aprobare procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 4/11/2021. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi. Proiectul numărul 2 a fost aprobat. Supunere spre aprobare procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 9/11/2021. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.363 din 18/11/2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Inițiator, primar Login Bogdan Andrei. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism? Avizează favorabil. Comisia de Învățământ? Comisia de Învățământ avizează favorabil. Comisia de Administrație Publică? Favorabil. Discuții? Domnul primar? În primul rând, aș vrea să mulțumesc încă o dată președintelui Consiliului Județean Gheorghe Futur pentru sprijinul acordat până la urmă municipiului, aflat într-o situație foarte grea din punct de vedere al termoficării, și mai ales Guvernul României, care s-a întrunit de urgență pentru deblocarea acestei situații. Mulțumesc mult!
în amendament. Da, sunteți cu un amendament la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și modificarea și completarea listelor de investiții. Se modifică anexa numărul 1 în sensul că suma de 6.700 de lei suplimentată la indicatorul de venituri, impozii pe clădiri de la persoane juridice se repartizează pe cheltuieli la Clubul Sportiv Municipal Bucovina Rădăuți sub forma subvențiilor de la instituții publice. 43.10.0 în vederea suplimentării cheltuielor de personal și va face obiectul anexei numărul 5. Se introduce articolul 1.1 care va avea următorul cuprins. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 conform anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Mulțumesc! Alte discuții? Dacă nu mai sunt discuții, trecem la vot pentru amendamentul făcut de domnul primar. Cine este pentru? Doamna Calenciu, cum ați votat? Pentru. Pentru. 13 voturi. Proiectul, amendamentul împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Nu este conectat domnul Simota la vot. Fără participarea dumnealui. Da, 13 voturi pentru, 3 neparticipări, iar domnul Simota este de asemenea absent. Astfel, cu 13 voturi pentru, amendamentul este aprobat. Ok, trecem la votarea proiectului. Cine este pentru acordarea sprijinului de 7 milioane de lei? Bugetului. Rectificarea bugetului, da. Cu tot cu amendament. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 13 voturi pentru. La fel nu a participat domnul Simota, nu este prezent. Și nu au participat cei trei care au anunțat, Jecalo, Nicolau și Chiporiuc. Proiectul a fost aprobat. Vă mulțumim. Proiectul numărul 5 a fost retras. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre înregistrat numărul 99.236 din 18.10.2021. 99.263, scuze. Privind atestarea apartenenței la domeniul privat a municipiului Rădăuți, județul Suceava, 23 de parcele de teren. Inițiator primar Login Bogdan Andrei. Comisia de urbanism. Avizează favorabil. Comisia economică avizează favorabil. Discuții. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? La fel, nu este prezent domnul Simota. În rest, toți consilierii au votat pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost aprobat deja. Da? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.332 din 9.11.2021 privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență din municipiul Rădăuți, care se acordă în anul școlar 2021-2022. Inițiator Login Bogdan Andrei. Comisia economică avizează favorabil. Comisia de învățământ? Comisia de învățământ avizează favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Domnul Mitrofan, nu ați avut camera deschisă, vă rog să spuneți votul dumneavoastră sau dacă participați, nu participați. Spuneți, domnul Mitrofan, vă rog. Nu aveți... Acum vă... Pentru. Pentru. Deci, la fel, este absent domnul Simota. În rest... Da, nu a votat. În rest, toți consilierii au votat pentru. Proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.338 din 12.11.2021 privind aprobarea organizării sărbătorilor de an în municipiul Rădăuți. Inițiator, primar Login Bogdan Andrei. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism? Favorabil. Comisia de Învățământ? Favorabil. Comisia Administrație? Favorabil. Discuții? Da, eu aș avea puține discuții aici, dacă se mă duc. M-am uitat puțin peste desfășurător și mă uitam acolo chiar și la cheltuieli și aș vrea să vă propun un lucru. Ca și fost membru 8 ani la Ansamblul Ciobănașul la domnul Pomohaci și un an la Florile Bucovinii am fost la Casa de Cultură. Mi-aduc aminte că știu că pregăteam aceste date cu exactitate vreo 2 luni înainte. Și știu că pe data de 30 pregăteam coreografia, mergeam și susțineam spectacolul de dansuri la ansamblu Bogdan Vod, acolo la statuie. Și mi-aduc aminte că după ce toate oficialitățile termineau alocuțiuni, etc., noi ne terminam dansul înghețați la minus 20 de grade și plecam acasă. Dacă se poate, în acest an, pentru acești copii de la Ciobănașul și de la Florile Bucovinei, domnul primar, să facem un amendament în care să propunem și pentru ei un protocol. Ei fac repetiții marța, dacă nu mă înșel, vinerea, chiar și sâmbăta, pentru ei și pentru orchestră, dacă se poate. Noi avem, am văzut, din 1 decembrie, are toată primăria. Aș dori, dacă se poate, un mic protocol și pentru ei în acest an, să-l cuprindem într-un amendament. Răspunsul este în felul următor. Și eu am participat la aceleași activități, ca și dumneavoastră. Iar grija noastră cea mai mare acum este ca să ne... chiar să putem organiza evenimentele astea în condițiile pandemiei din ziua de azi. Deci noi organizăm și după care, dacă tot o să fie în regulă, bineînțeles că o să găsim și soluții pentru această problemă. Dar, repet, deocamdată să trecem cu bine și să ajungem atunci să fie în regulă. Vă rog să aveți în vedere acest aspect, căci fără ei nu poți să aibă loc în regulă. De obiceiuri și să știți că muncesc foarte, foarte mult și păcat că în ultima vreme tot mai puțin tineri se adresează către acest sector. Este foarte greu și pentru cei de la Clubul Copiilor și cei de la Florile Bucovinii și stimulăm și noi cumva, nu cred că 2-3.000 de lei este o problemă să le organizăm și noi odată pe an un protocol după ce prestează aceste servicii minunate. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Tătar, v-ați înscris la cuvânt? Eu cred că se vede că stau cu mâna în sus, da? Nu știu dacă dumneavoastră vedeți. Deci eu propun un amendament aici să fie prins, pentru că la rectificare bugetară este o sumă foarte mare la protocol, să fie exact ce a propus domnul consilier Timei, că să fie dați banii aici la protocol, să fie la Casa de Cultură. Vă mulțumim! Dar se votează. Da. Avem în vedere, sigur. Da, o propus amendament. Cu privire la amendament, domnul Tătar, rectificarea a fost aprobată. Deci nu mai putem interveni proiect de rectificare. Acolo, da, sunt de acord. Adică aveți bani acolo și la protocol să fie la Casa de Cultură. Vă auzim foarte întrerupt. Vă rog, țineți microfonul mai aproape sau ceva. Am să dau cuvântul domnului Silviu Ursescu să clarifice situația. Păi am înțeles că vreți ca destinația să fie tot de protocol și reprezentare. Noi vom avea în vedere ca să fie și acest protocol pentru ansamblurile artistice să fie cuprins în program. Nu știm nici dacă putem susține concertul în aer liber, de Revelion. Nu știm dacă se poate ține și acest program de date și obiceiuri. Nu cunoaștem lucrurile astea. De-abia după ce le putem
certifica că pot fi, din punct de vedere medical, organizate în condițiile pandemiei. După aceea, desigur, dar ca destinația sumelor nu trebuie să sufere modificări pe buget. Domnul Tătar? Corect, tocmai din acest aspect, eu cred că domnul primar este de bună credință și în cazul în care se va putea, cu siguranță, domnia sa va reuși să cuprindă un protocol. De asta eu nu fac amendament momentan. Sigur, eu am înțeles situația. Domnul Tătar? Da, mulțumesc, domnul. Domnul Cescu, dacă nu știți că faceți, de ce ați pus în buget toate chestiile astea? Că văd că le-ați prins în buget. Dacă nu știți că faceți, de ce le-ați prins? Luați de la artificii, domnul Cescu, că știu câți bani au dat pe artificii când am fost primat. Luați de acolo la artificii suma respectivă și dați-o acolo. Adică eu nu pot să spun că luați acum. Să fie menționat în proiect de hotărâri că se vor da banii din protocol, o sumă de modică și pentru ăștia la care de primat. Da. Vă mulțumim, domnul Tătar. Vă rog să formulați că probabil nu e o rectificare bugetară ce vreți dumneavoastră, ci este o completare a listei de obiective acolo, de activități, în care vreți să prindeți ca din sumă, luați de la, să zic, de la onorariul spectacolului artistic care e prevăzut cu 30.000 de lei, luați suma de cât vreți, 2.000, 3.000 și punem un rând separat în care spuneam că e protocol pentru... Formulați așa un amendament, domnul Tătar. Domnul Tătar, vă rog, dacă puteți formulați amendamentul, dacă sunteți în continuare pentru așa ceva. Da, domnul. Vreau să ia 3.000 de lei de la... acolo de la spectacol, pentru Casa de Cultură, pentru ansamblu Savana. Atât, scurt și logic. Am înțeles, vă mulțumim. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Da, numai puțin. Dar nu este vorba numai despre ansamblu Ciobănașul, domnul Tătar. E vorba despre Florile Bucovinii. Și noi, dacă luăm acum de la aia 30.000, nu se mai încadrează cu suma respectivă să se organizeze. Haideți să așteptăm, să obținem avizul DSP-ului și să facem după aia un amendament sau să facem un nou proiect prin care domnul primar a zis că are tot sprijinul să ne-l ofere pe treaba asta. Domnul Tătar? Florile Bucovinii sunt în subordinea inspectoratului școlar, nu sunt în subordinea primăriei. Vă mulțumim. Domnul Ursescu? Deci, eu aș vrea ca să, fiind un program, nu e ceva care să suferi mari modificări decât prin niște decizii ale reprezentanților DSP, să știu, legislația ce guvernează problematica asta sanitară în perioadă. Haideți la următoarea ședință. Venim cu modificarea acestui program și cu sumele repartizate, vorbind în cunoștință de cauză. Să vedem care din astea se pot duce la îndeplinire, luând și părerile celor în domeniu implicați, că o să facem o ședință de și adunărilor publice și cu reprezentanții DSP-ului, și atunci vorbim efectiv, că s-ar putea să trebuiască să luăm, adică să nu mai repartizăm, nu cheltuim nici sumele astea pe care le-am repartizat. Trebuie să vedem. Vă mulțumesc, domnul Ursescu. Acum, dacă domnul Tătar este de acord cu ceea ce a spus domnul Ursescu, propun să... dacă vă mențineți amendamentul. Dacă vă spun că facem în următoare ședință, nu e problemă. Deci vă retrageți amendamentul sau de foarte rău, să știți. Retrag amendamentul. Vă mulțumesc frumos, domnul Tătar. În condițiile în care nu mai sunt discuții, trecem la vot. Vă rog frumos să vă conectați video, inclusiv domnul Onica. Cred că nu ne aude domnul Onica. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Onica, dacă ne auziți, vă rugăm să ne spuneți votul dumneavoastră. Nu, domnul Onica nu a participat la vot. În rest, toți consilierii prezenți au votat pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.365 din 18.11.2021 pentru modificarea și completarea HCL 239 din 29.10.2021 privind
aprobare creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții, reamenajare spațiu pietonal din zona strada Bogdan Vodă, creare zonă culturală în aer liber. Inițiator, primar Login Bogdan Andrei. Comisia Economică avizează favorabil. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? La fel, nu a participat domnul Onica. În rest, unanimitatea celor prezenți s-au votat pentru. Vă mulțumesc frumos, domnul secretar. Trecem la proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.369 din 18.11.2021 de modificare și completare a HL 234 din 26.11.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, amplasarea ascensor transport bolnav pentru exterior la clădire C1 Spital Vechi, municipiul Rădău, județul Suceava. Inițiator, primar Login Bogdan Andrei. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism? Avizează favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? La fel, nu a participat domnul Onica. În rest, unanimitatea celor prezenți au votat pentru. Proiectul a fost aprobat. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.368 din 18.11.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, amenajare platformă betonată, piața Târgu Obor, etapa 3, strada 1 Mai, municipiul Rădău, județul Suceava. Inițiator, primar Login Bogdan Andrei. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism? Avizează favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Vă rog, consilieri, să conecteze video. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Doamna Calenciuc, cum votați? Nu aveți video. Monica? Deci nu a participat domnul Onica, nici doamna Calenciuc. Ceilalți consilieri în unanimitate au votat pentru. Proiectul a fost aprobat. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.366 din 18.11.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reparații capitale Muzeului Etnografic Samuel și Eugenia Iuneț din municipiul Rădău, județul Suceava. Inițiator, primar Login Bogdan Andrei. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism? Comisia de Urbanism? Aviz favorabil. Avizează favorabil. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Vasilovski, nu ați avut conexiune video. Ați participat la vot? Deci, fără participarea domnului Vasilovski, în unanimitate a fost aprobat. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre înregistrat, proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.264 din 18.10.2021 privind aprobarea planului urbanistic zonal PUZ și regulamentului local de urbanism pentru aprobare documentației de urbanism tip PUZ în vederea construirii a 4 blocuri P+2E utilități, împrejmuire pe strada Horia, fără număr, municipiul Rădău, județul Suceava. Inițiator, Login Bogdan Andrei, primar. Comisia de Urbanism? Avizează favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri? Da. O abținere, nu a participat domnul Onica. 16 voturi pentru. 16 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. În proiectul numărul 14, proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.337 din 12.11.2021, privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 5 ani a contractului de închiriere numărul 138 din 5.1.2017, încheiat între municipiul Rădăuț și firma Agraria Comserv SRL din Suceava. Inițiator primar Login Bogdan Andrei. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism? Favorabil de asemenea. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? La fel, nu a participat domnul Onica, doamna Irina absentă. 17 voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.360 din 18.11.2021 privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat sub garajul din strada Pictor Grigorescu, fără număr, în suprafață de 18 metri pătrați, identificat cadastral cu numărul 54.963, înscris în cartea funciară numărul 54.963 Rădăuți, către Pleșca Ștefan, beneficiar al dreptului de preemțiune. Inițiator primar Login Bogdan Andrei. Comisia de Economică avizează favorabil. Comisia Urbanism? Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 voturi pentru. Proiectul a trecut. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 16, proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.361 din 18.11.2021, privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat sub garajul din strada General Iacob Zadic, fără număr, în suprafață de 18 metri pătrați, identificat cadastral cu numărul 55.214, înscris în cartea funciară numărul 55.214, Rădăuți, către Cioban Vasile și Cioban Maria, beneficiari ai dreptului de preemțiune. Inițiator primar Login Bogdan Andrei. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism? Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Vasilovski, cum ați votat? Ați fost deconectat? Pentru. 18 voturi pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.362 din 18.11.2021 privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat sub garajul din strada Mihai Viteazu, fără număr, în suprafață de 29 de metri pătrați, identificat cadastral cu numărul 56.419, înscris în cartea funciară 56.419 Rădăuți, către Schipor Gheorghe, beneficiar al dreptului de preemțiune. Inițiator primar Login Bogdan Andrei. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism? Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci cu o abținere, 17 voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.356 din 18.11.2021 privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană către ACTSA Suceava în lungime totală de 40 de metri liniari pe terenul aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, județ Suceava, în vederea executării lucrărilor de racord canalizare a imobilului situat în strada Tolocii, fără număr, municipiul Rădăuți, județ Suceava, proprietatea domnului Marcu Adrian Marin și doamnei Marco Emanuela Zanfira. Inițiator Login Bogdan Andrei.
Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism? Favorabil. Așa. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.327 din 8.11.2021 pentru modificarea și completarea HCLN numărul 185 din 18.12.2014 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite și amplasate pe proprietate privată a municipiului Rădăuți și proprietatea statului român cu modificările și completările ulterioare. Inițiator primar Login Bogdan Andrei. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism? Favorabil. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da. O abținere și 18 voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Vă mulțumesc. 17 voturi pentru, pardon. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul de pe suplimentarea ordinii de zi. Proiectul numărul 20, proiect de hotărâre registrat cu numărul 99.377 din 19.11.2021 privind aprobarea contului de execuție la 30.09.2021. Inițiator primar Login Bogdan Andrei. Comisia Economică avizează favorabil. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate a fost aprobat. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre înregistrat sub numărul 99.374 din 19.11.2021 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții amenajare platformă betonată, piața Târgu Lobor, etapa 3, strada 1 Mai, municipiul Rădăuți, județ Suceava. Inițiator primar Login Bogdan Andrei. Comisia Economică avizează favorabil. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 22. Proiect de hotărâre înregistrat sub numărul 99.376 din 19.11.2021 privind asocierea municipiului Rădăuți cu Buzdugan P. Iulian, întreprindere individuală, în vederea amenajării unui patinoar artificial în parcare centrală în perioada 26.11.2021 31.1.2022. Inițiator primar Login Bogdan Andrei. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism? Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Da, aș dori domnul eu Werner, să intervin. Domnul Werner s-a scris înainte, îmi cer scuze. Cred că s-a deconectat. Este? Nu, ținând cont că se dă suprafața respectivă cu titlul gratuit, aș vrea să fac un amendament acolo, să firma respectivă să-mi dea un raport cu încasările care le-au la sfârșitul perioadei de închiriere, să zic așa. Vă mulțumim. Domnul Tibeică? Imediat. S-aude? S-aude. Da. Tot așa am privit și eu acel contract, am văzut că nu se menționează nicio sumă și se oferă cu titlu gratuit.
Foarte bună inițiativa colegului meu de a vedea exact încasările, să vedem ce venitul produce. Bineînțeles, pe un fond în care utilitățile cresc tot mai mult de la o zi la alta, este oarecum justificat acest fapt, dar totuși, mi-aduc aminte că în trecut se oferea cu titlu gratuit de către cei care prestau aceste servicii un interval orar prin care copiii municipiului Rădăuți, cei domiciliați pe municipiul Rădăuți, pe un anumit sector de vârstă, să beneficieze gratuit de o intrare într-un interval orar. Nu credeți că ar fi benefic să impunem o astfel de condiție, având în vedere că dăm acest teren cu titlu gratuit, ca anumiți copii sau, nu știu, gândim acum un proces de vârstă, un interval de vârstă prin care copiii să beneficieze gratuit de o intrare la patrimar. O dată pe săptămână, de două ori pe săptămână. Nu știu cum era în trecut. Poate mă ajutați dumneavoastră, având în vedere că sunteți consilieri aici cu mai multe experiențe. Știți în anii anteriori cum a fost. Da. Vă mulțumim. Da. Domnul primar? Aș vrea eu să intervin aici. Bineînțeles că am avut ocazia și am participat în Consiliul Local la mai multe proiecte de genul acesta, ceea ce țin de patinoar. Ideea este în felul următor. Față de anii trecuți, curentul a crescut foarte mult. Deci dacă anii trecuți veneau facturi undeva de 60.000 de lei, pentru aceeași perioadă, raportat la creșterile de acum, ar ajunge la 1.000.000 de lei. Adică noi am fi bucuroși să poată rămâne până la finalul sezonului ca să activeze, pentru că există și posibilitatea, dacă este foarte cald și au consumuri foarte mari, să nu reziste și să plece, prin ianuarie deja să plece. Eu nu am, n-aș avea nicio problemă de transparență, nu știu dacă este legal să le putem cere așa ceva, dar contractul este atât de bine făcut încât să nu rămânem cu datorii cum să rămânea mai de mult la curent din partea lor. Deci sumele sunt foarte mari. Vă spun că nici nu greu s-au hotărât să vină la prețurile astea. Nu. Domnul Tătar? Spuneți, domnul Tătar, nu vă auzim. Domnul Tătar, nu vă auzim, deși aveți microfonul deschis. Aveți microfonul pornit, dar nu se aude, să știți. Ne auziți? Acum spuneți, acum se aude. Nu. Vorbiți mai spre device, mai că nu se aude. Deci, domnul Sescu, știi foarte bine cum a fost prevăzut în contractul vechi, da? Copiilor orfelinat aveau intrare gratuită tot timpul și de copiii de la școli la noi aveau un program, niște facilități. Nu aveau sâmbătă și duminică. Eu zic că ar fi bine să le punem facilitățile înapoi, cele care au fost în contract, și domnul Loghin să nu le plângă de milă că nu o să plătească curentul. Deci eu cât am fost la primărie, o plătită timp curentul, nu la mare distanță niciodată. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Tătar. Da, problema stă în felul următor. Eu nu plâng de milă la nimeni. Iar asta cu așezământul, oricum o să meargă copiii, că asta s-a discutat. Nici nu știam că nu-i trecut în contract. Ideea era că până la urmă erau sumele astea foarte mari la curent și nu își mai permiteau să, nu știu, să aibă și alte, să vină în folosul primăriei, până la urmă și cu alte beneficii. Domnul Nicolau? Deci, domnul președinte, nu o secundă. Deci vreau amendament. Nu o secundă, domnul Nicolau, Nicolau, vă rog. Vreau amendament în care să fie în contract prins orfelinatul și programul pentru copiii la școlii generale, cum a fost în contractul vechi. Vă mulțumim, domnul Tătar. Mulțumesc. Domnul Nicolau? Deci, din punctul meu de vedere, ori scump curentul, ori ieftin, nu scoate și îl bagă în priză patinoarul. Ar trebui să stabilim, este adevărat, câteva ore, de două, trei ori pe săptămână, nu în fiecare zi poate, dar să aibă posibilitatea cei care nu-și permit să patineze niciodată din cauza prețului taxei de intrare, să aibă posibilitatea măcar de două ori pe săptămână. Că fixăm orarul ăsta de la ora 10 dimineața, când nu este aglomerat patinoarul, nu știu, sâmbătă, de la 10 dimineața până la ora 12 și într-o zi din săptămână, de la miercuri, de la ora... Copiii sunt la școală, dar trebuie să le dăm această posibilitate și copiilor care nu au posibilitatea efectiv să plătească biletul pentru cele două ore. Faptul că îi consumă, că îi scump curentul, nu îi dezavantajează cu nimic. Deci putem alege între să nu intri deloc acești copii și să intri gratuit câteva ore pe săptămână.
Mulțumesc. Vă mulțumim, domnul Silviu Ursescu. Aș vrea să corelați ceea ce ați susținut și domnul Tătar și domnul Nicolau, astfel încât să formulați un amendament, prindem ceea ce solicitați în contract și... Da? Vă mulțumesc. Domnul Tătar, nu mai puțin și de tot domnul. Deci orfelinatul, copilul orfelinat să aibă în permanență intrare gratuită, amendament, da? Și copiii de la clasele, de la, inclusiv cei de la liceu, să aibă intrare, de exemplu, miercurea, că după masă nu se poate. Miercurea și sâmbătă dimineață. Nu, sâmbătă dimineață o să fie o chestie, să știți. Și nu o să fie. Haideți, deci, nu, să fie, de exemplu, miercurea și vinerea. Domnul Tătar. 14 și 16. Nu mai puțin, pentru că da, amendamentul nu este tocmai clar. Acum ne-a tras atenția și domnul și colegii de aici, pentru că nu putem merge sâmbătă dimineață. Trebuie să avem niște ori exacte, clare, cam cum să fie. Numai puțin că aveți microfonul închis ca să pot vorbi eu. Rugămintea mea este în felul următor. Adică dacă ați fi de acord, poate să susțineți împreună un amendament, să fie exact cum a fost înainte, exact același program orar pentru toți elevii. Corect, da, sunt de acord. Da. Eu cred că cel mai bine ar fi, că până la urmă nici nu m-am uitat pe contract, să fie exact cum a fost anul trecut și cel mai simplu. Era zilnic. Ok. Da, dar am rugămintea să se respecte, pentru că în anii trecuți nu s-a respectat acest program. Dacă vă aduceți aminte, domnul primar, tot timpul erau discuții. Haideți să fixăm ori mai puține. Pe calea aceasta chiar vă rog, în calitate de consilier, pentru că sunteți consilier și aveți și atributul ăsta, dacă sunteți în zonă și semnalați, luați măsuri, că aveți tot dreptul, sunteți consilier local. Mulțumesc. Perfect. Și cu o problemă care vreau să o ridic, apare tot timpul o rulotă acolo care servește băuturi alcoolice, vin într-adevăr fiert, nu mai știu, bere și ceaiuri. O lăsăm sau nu, ca să nu fie din nou discuții în momentul în care apare? O să autorizați să fie acolo sau nu? Asta sau să stabilim foarte clar ce... Domnul Tătar? Domnul Tătar, spuneți, vă rog. Vorbiți mai aproape de microfon, nu se aude. Acolo, pentru că mai sunt cei care îi însoțesc copiii și mai beau un vin fiert acolo. Cred că nu încurcă cu nimic că beau un vin fiert sau un ceai acolo. Păi corect, dar să o stabilim de acum, că tot timpul au fost discuții legate de acea problemă. Deci va fi și această volotă, da? Da, da, din discuțiile colegilor din sală a rămas că așa este, pentru că la urma urmei sunt agenții economici și trebuie să-și atragă clienții într-un mod sau altul. Perfect. Vă mulțumim. Deci, să înțeleg, susținem împreună amendamentul că să fie cum a fost anul trecut, da? Sau? Da, și eu susțin să fie amendament exact cum a fost anul trecut. Deci, anul trecut nu a fost. Acum 2 ani, domnul secretar. Da. Haideți să susținem amendamentul propus de domnul Tătar, să fie cel mai ok. Acum 2 ani a fost foarte dus la maxim pentru toți cetățenii, indiferent de vârstă, între anumite orare, acum am verificat. Deci e mai ok ce spune domnul consilier Tătar sau domnul Nicolau, doar de stabilit zilele în care ceilalți elevi, miercuri și vineri dimineața, am înțeles că a spus domnul Tătar. Până la ce oră? Deci, aproape de microfon, domnul Tătar, chiar și nu vă auzim. Spuneți, domnul Tătar, dar vă rog mai la aproape microfon, de microfon. Până la ora 18 poți să aibă din dimineață până la 18 elevi, cei care merg dimineața la școală, unii după masă. Ar fi bine să fie, că nu e așa aglomerat. Miercurea se vinerea la ora 8. De la 8. Dar nu putem, domnul Tătar, să-i lăsăm. Nu putem să-i lăsăm atât de mult, că ăsta nu mai câștigă nimic omul. Hai să stabilim un interval orar corect. Tot timpul a fost dimineața doar. E la 16, la 10, la 2. Domnul Tătar, vă auzim foarte rău. Dacă se poate să am înțeles. Miercurea și vineri de la 10 la 12, ați propus, da? La 12 și la 14 la 16.
Ideea este în felul următor, părerea mea. Noi putem să facem câte amendamente dorim. Ideea este că în momentul când au fost la primărie și au exprimat părerea, este foarte posibil că dacă nu li convine să nu se mai pună chiar patinoară. Vă spun sincer, pentru că și așa și-au făcut calcule cu consumul de curent și să... Adică, dacă se pune dimineață, e în regulă, că până la urmă cei care nu își permit pot să-și facă timp să vină și dimineață să patineze. Acum, nu vă supărați. Dar acum să intervin într-un obiect de activitate care și așa vine sau nu vine, mi se pare un pic ostentativ pentru ei și s-ar putea chiar să nu mai, să nu mai vin. Da. Acum faceți cum doriți. Că dați voi să propun eu amendament. Domnul Tătar era înscris înainte. Nu se aude, vă rog, mai aproape din microfon, că nu se aude deloc. Amendament, da? Auziți? Da, vă auzim. Auziți? Da, vă auzim. Ortelinatul tot timpul. Da? Și ceilalți copii de la liceu și de la școli generale sau de la grădinițe, miercurea de la 8 la 12 și vinere la 8 la 12. Asta e amendamentul meu. Vă mulțumim. Că nu e așa mare aglomerație. În regulă. Așa e regulă, sincer. Așa e regulă. Domnul Tibeică? Da, păi domnul Tătar a propus la 8 la 12, am vinerea să propun de la 12 la 16, de exemplu, cum a spus și el, justificat fiind de faptul că unii au școală dimineață, unii după masă. Adică într-o zi să facem dimineață, iar într-o zi după masă. Sau la prânz. Aici de acord, domnul consilier, de acord. E bine și așa. Nu contează. E bine și așa. Să fie dimineața, deci, iar vinerea să fie... De acord. Amendamentul, da? Nu mă retrag amendamentul, sunt de acord cu amendamentul pe... domnului Tibei, cât la programul la copii. Modificați amendamentul la programul Tibei, domnul Tibei, da, corect, da. Aveți dreptul. Da, bun. Corect. Așa e. Vă mulțumesc. Deci, avem două amendamente, nu? Unu. Așa. Supun la vot amendamentul pe care susținut de domnul Tătar și domnul Tibeică. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Doroșca. Domnul președinte, dacă îmi dați voie, mă bucur că funcționează alianța la Vedăuz. Deja chiar că nu s-o ales guvernul. Vă mulțumim. 14 voturi pentru și o abținere. Restul au fost neparticipări. Nu sunt conectat. Doamna Calenciuc. Și absență. Deci, amendamentul a fost aprobat. Așa. Acum votăm proiectul cu amendamentul aprobat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Doamna Calenciu, cum ați doamna Nichiforiu, cum ați votat? Pentru. Ați avut mâna ridicată și la... Pentru. Împotrivă. Pentru. Mulțumesc. 13 voturi pentru și o abținere. Nici domnul Jecalu nu a fost în sală. Vă mulțumesc. Proiectul a fost aprobat, da? Așa. Proiectul numărul 23. Proiect de hotărâre înregistrat sub numărul 99.382 din 22.11.2021 de modificare a HCL numărul 27 din 19.02.2018 privind aprobarea documentații tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare cu asfalt, strada Hipodromului, strada Cucului, strada Mihai Pitei, strada Valeseacă, strada Șerpuită, strada Uzinei, strada Cărămidăriei și strada Tirului, municipiul Rădăuți, județul Ceava, inițiator viceprimar Țarevis Cezar Ciprian. Comisia Economică avizează favorabil cu mențiunea că eu nu am participat nici la discuții, nici la vot și nici la acest proiect nu o să o fac. Comisia de Urbanism? Avizează favorabil. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Olărean, domnul Onica, cum ați votat? Nu aveți conexiune video? Pentru. Domnul Onica, pentru. Domnul Olărean?
Cred că nu le aude. Domnul Rădean nu a participat. Voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 24. Proiect de hotărâre înregistrat sub numărul 99.380 din 12.11.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții, CNISA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, proiect tip, construire creșă mică, construire creșă în municipiul Rădăuț, strada Calea Bucovinei fără număr, în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social. Inițiator, primar Login Bogdan Andrei. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism? Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 15 voturi pentru. Nu este în sală nici domnul Jecalu și noi sunt conectați câțiva consilieri. Doamna Călenciu. Vă mulțumesc. Ordinea de zi, proiectele ordine de zi fiind epuizate, vom trece la diverse. Am să-l rog pe domnul secretar. Domnul președinte, rugăminte. Spuneți, vă rog, domnul Tătar. Deci vreau să că eu mă deconectez acum că nu mai pot sta în ședință la diverse. Am o întrebare pentru domnul secretar. Domnul secretar, am avut o interpelare în Consiliul Local și vreau să știu când îmi dați răspunsul. Conform prevederilor, trebuia să îmi dați în 30 zile. Aveți vreo 3 luni. E vorba de spații verzi. Nu mă interesează pe mine că domnul Copler vă dă răspuns sau nu. Domnul Copler este funcționar public, trebuie să răspundă și nu are decât dacă aveți comisie de disciplină, nu aveți decât să rezolvați problema. Eu vreau răspunsul. Atât. Vă mulțumim, domnul secretar. Mulțumesc. Da, așa cum am văzut că știți, interpelarea mi-a spus-o mie, dar eu nu am informațiile decât din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Am adresa prin care am trimis către aparatul de specialitate al primarului și anume direcția tehnică. Nu am primit răspuns. O să revin. O să revin la solicitarea mea. N-am înțeles, dar păi funcționarul public e salariu acolo, nu trebuie să dea răspuns. Aveți dreptate. O să revin și în cazul în care nu se va răspunde, voi sesiza Comisia de Disciplină. Bine, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mulțumim, domnul Tătar. Domnul secretar, puteți da citire proiectul. La rubrica diverse, la punctul 1, adresa Instituției Prefectului Județ Suceava, numărul 15.140/10/1, din data de 21.09.2021, înregistrată la primăria municipiului Rădău, sub numărul 15.815, din 27.09.2021. Da, este vorba de punctul de vedere a instituției prefect cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în ședința din data de 2 hotărâri. Hotărârea la hotărârea 161 din 23.08.2021, hotărârea a fost aprobată cu respectarea prevederilor legale și nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ. Este punctul de vedere al instituției prefectului. La punctul numărul 2 de la diverse, adresa domnului Ciobâcă Octavian, înregistrată sub numărul 99.312 din 1.11.2021, și anume, domnul Ciobuc Octavian a fost prezent la ultima ședință ordinară a Consiliului Local, a susținut în fața Consiliului Local anumite probleme și în completare celor declarate de dumnealui a adus și documente pe care le-a pus la dispoziția consilierilor, le-ați avut la mapa de ședință. La punctul numărul 3 de la diverse, plângerea prealabilă a domnului Nisor Gavril, împotriva hotărârii de Consiliul Local numărul 144 din 15.07.2021, înregistrată sub numărul 17.895 din 1.11.2021.
a fost pusă la mapă. Dacă sunt puncte de vedere cu privire la aprobarea plângerii și modificarea în consecința hotărârii de Consiliu Local, vă rog să le prezentați. Punctul de vedere al compartimentului juridic și al meu personal este de a respinge plângerea. Vom formula ca atare răspuns. La punctul numărul 4, informarea Comisiei Speciale de Inventariere a Domeniului Public a municipiului Rădăuț, sub numărul 18635 din 10-11-2021. Informarea prevede o cale de acces, o problemă cu privire la terenul pe care se află grădinița Micu Prinț și terenul pe care este protopopiatul, și anume configurația terenului protopopiatului se suprapune peste partea din spatele grădiniței, accesul mașinilor de aprovizionare pentru mese sau alte mașini și accesul pe intrarea din spate. Se încearcă soluționarea problemei prin reconfigurarea parcelei protopopiatului, astfel încât să rămână acea curte din spate a domeniului public, iar protopopiatul să aibă configurația parcelei pe partea din față despre calea Bucovinei. În Comisia de Urbanism ieri s-a discutat anumite soluții și urmează să se revină cu soluția agreată de ambele părți. Punctul de vedere al conducerii primăriei și al consilierilor din Comisia de Urbanism a fost ca protopopiatul să cedeze acea cale de acces care duce dinspre Alexandru cel Bun, spre calea Bucovinei. Dar pentru, în sensul a se crea o cale de acces pietonală, publică, nu pietonală, auto, cu sens unic, dinspre strada Alexandru cel Bun spre calea Bucovinei și cu acces într-un anumit interval orar, doar pentru părinți, ca să spun așa, care aduc copiii la grădiniță dimineața și iau, să poată avea posibilitatea să vină din Alexandru cel Bun în calea Bucovinei. Sperăm într-o soluționare favorabilă pentru ambele părți implicate a acestei probleme. Dacă sunt puncte de vedere, nu? La punctul 5, adresa doamnei Irinei Cristina, înregistrată sub numărul 44204 din 16-11-2021 și adresa a mea, adresată servicii comunale, urmare solicitării doamnei Irinei. Deci, doamna consilieră Irinei Cristina aduce la cunoștință că datorită contractului de mandat al celor din AGA, SECE Comunale, aceștia au datoria de a prezenta semestrial situația societății. Datorită situației create în legătură cu furnizarea agentului termic, a datoriilor acumulate, fiind o situație de urgență, vă rog ca în următoarea ședință ordinară să fie puse la dispoziția consilierilor documentele cerute. Am înaintat o adresă la fel către servicii comunale, în aceeași dată, 16-11-2021, însă până în momentul de față nu am primit un răspuns. Dacă cei din AGA, consilierii prezenți, au un punct de vedere. Dacă nu și nu sunt discuții, domnul președinte, am încheiat ordinea de zi. Vă mulțumesc frumos, domnul secretar. Alte discuții mai sunt la diverse? Dacă nu mai sunt discuții, vă mulțumesc frumos pentru prezență. Declar ședința închisă.